Mulțumesc, mulțumesc și pentru invitație. Două vorbe aș vrea să adaug despre micuța Biju, dincolo de ce a spus Angelo Michievici. Pentru mine este vorba despre angoasele copiilor abandonați, despre angoasele copiilor neglijați, despre cât de devastatoare poate fi lipsa de dragoste a unei mame și cât de tare îți poate deforma percepția asupra vieții și asupra viitorului, la urma urmei, pe care ți-l construiești, și cât de mult suferința psihică se poate transforma în suferință fizică. Probabil că toți am simțit la un moment dat nevoia să ne agățăm de cineva din afara noastră, în ideea de a ieși pe undeva la liman. E o căutare fără sfârșit în micuța Biju, până când la un moment dat trebuie să lași brațele în jos și să spui gata, am terminat de căutat, nu mai am nimic de aflat. Tot o căutare este și în strada Dughenelor Întunecoase. Și cât de frumos sună, îmi spuneam Denisa Comănescu, cât de frumos sună titlul acesta în limba română. O căutare a propriei identități, pentru că personajul principal a suferit o amnezie lungă de câțiva ani și la un moment dat se recunoaște într-o fotografie, sau își închipuie că se recunoaște într-o fotografie, și de aici începe căutarea propriei identități, propriei istorii, care îl duce până la o diasporă rusească care trăia în Franța. Acțiunea este undeva prin preajma celui de-al doilea război mondial, mai mult sau mai puțin. O căutare aproape nesănătoasă, pentru că personajul principal își găsește mai multe identități, cred că aș putea spune, Ioana Fărbulescu, și de fiecare dată când întâlnește ceva ce ar semăna cu eventuala sa viață, zice, eu sunt ăla. Eu sunt ăla de fiecare dată, și încearcă să-și inventeze o nouă poveste. Nu am terminat cartea, deci nu vă pot spune dacă până la urmă află care este adevărata identitate. Cert este că cred că uneori memoria ne poate juca feste și că nu știu, poate dacă ne-am mutat dintr-o dată într-un oraș necunoscut și am zice am uitat cine sunt, poate am putea să ne descoperim eventual prin prisma celor din jurul nostru o nouă identitate. Atât am avut de spus, e o carte pasionantă. Ioana Părbulescu, vă rog.